Bine te-am găsit, dragă Sofia și dragi femei, pentru că Sofia este fiecare dintre noi femeile. Astăzi vreau să vă prezint o carte, o carte dedicată femeilor, o carte care mie îmi place extraordinar de mult, în care m-am regăsit și m-a ajutat într-o perioadă în care am trecut printr-un blocaj emoțional și m-a ajutat să-mi regăsesc puterea interioară, instinctul și să-mi dau seama ce anume simt. Cartea mea preferată, pe care vă prezint și vouă astăzi, este Femei care aleargă cu lupii, de Dr. Clarissa. O vedeți aici, o să o pun un pic mai aproape și o să povestesc despre această carte, care mie îmi place foarte, foarte mult. Nu cred că o stă aici, ba da. Îmi place foarte mult această carte, în ea o să găsiți foarte multe povestioare drăguțe în care o să vă regăsiți și apoi explicația fiecărei povești în parte. Ce anume am înțeles din această carte și poate este esența pentru noi toate femeile, că este important ca noi să ne deblocăm acea latură instinctuală, latura noastră sălbatică, pe care o are orice femeie. Această latură sălbatică înseamnă că ești mai în conexiune tu cu tine și îți dai seama care sunt trăirile tale emoționale, ce anume îți dorești și ce anume simți. Poate că dacă ar fi să comparăm sau să numim în termenii un pic mai uzuale această latură instinctuală sălbatică, putem să o numim mai degrabă intuiția noastră. Fiecare dintre noi avem intuiție, dar de cele mai multe ori, dacă trecem prin anumite blocaje, anxietăți sau poate chiar depresie, se poate așterne praful peste intuiția noastră, peste latura aceasta sălbatică. Ce anume ne invită autoarea este să ne dăm seama de trăirile noastre, să fim mai în contact cu ceea ce ne transmite practic instinctul nostru, care sunt dorințele noastre și să facem ceea ce simțim. Nu de multe ori o să vezi că treci prin anumite situații în care te întrebi să fac sau să nu fac un anumit lucru, să iau sau să nu iau o anumită decizie. Ei, dacă noi ne deblocăm această latură sălbatică, instinctuală, vom vedea că intuiția este întotdeauna cel mai bun mesager al nostru și ne va învăța cel mai bine ce anume simțim și ce anume decizii să luăm. Poate ți s-a întâmplat și ție să treci printr-o anumită situație pe care poate n-ai simțit-o, că a fost, ai simțit că e ceva în neregulă cu acel lucru. Totuși ai încercat să-i dai o șansă și ai observat până la final că de fapt intuiția ta îți pusese un răspuns bun, că mai bine spuneai nu și nu intrai în acel proiect sau în acea situație și că mai bine puneai stop. Ei, poate încă o dată spun, autoarea ne invită să ne întoarcem către intuiția noastră, să o deblocăm și să vedem cum putem să punem poate stop la timp sau să atragem anumite oportunități, tocmai pentru că ne ascultăm vocea interioară. Așa că, pentru povești foarte drăguțe, încă o dată, Femei care aleargă cu lupii, o recomand cu mare, mare drag tuturor femeilor care vor să afle mai multe despre natura lor sălbatică. Vă pup, toate cele bune!